Dragă Mihaela, vorbeam despre bucuria acestei zile, despre emoția care te încearcă. Știi, la început spuneam că o să se intensifice. De ce? Pentru că ai astăzi alături de tine oameni importanți care și-au pus amprenta pe cariera ta, pe tine, în transformarea ta ca om și ca artist. Și ți-ai dorit foarte mult să fii alături de tine astăzi un interpret îndrăgit al Bucovinei, care face cinste Bucovinei, face cinste României, celor care iubesc tradițiile, cântecul popular și portul din Bucovina. Și spun bine a venit din nou alături de noi domnului Sorin Filip. Bine ați venit, vă spun și eu. Vreau să spun că domnul Sorin Filip este o persoană foarte importantă pentru mine, pentru că de mică m-a format și datorită dumnealui sunt astăzi aici și sunt ceea ce sunt, îi sunt recunoscătoare toată viața și vă mulțumesc din suflet că mereu m-ați înțeles, ați avut răbdare și ați fost alături de mine pe tot drumul meu de mititică până în prezent. Bună ziua, vă spun încă o dată, dumneavoastră, celor din platou, echipei din spate și tuturor telespectatorilor, celor care, iată, urmăresc emisiunea Pași prin Bucovina și sunt alături de tot ce realizați voi aici, lucruri frumoase. Mă bucur că, iată, sunt prezent în cadrul emisiunii de astăzi, o emisiune aniversară pentru Mihaela, să-i spun totodată și la mulți ani să fie sănătoasă, să se bucure de cei dragi din jurul ei. Așa este, Mihaela a venit la mine când era în clasa a patra, și să știi că este un copil foarte talentat. De mică am îndrăgit-o fiindcă avea un glas frumos, timbrat, curat. Venea acea fetiță, pot să spun, din vatra satului, naturală, și am sprijinit-o foarte mult, așa cum am spus și ea, de la începutul drumului ei, să spun așa, de când a început ea pe drumul cântecului. Și iată că ea a fost o fată conștiincioasă, fiindcă cred că meritele se datorează mai mult ei și familiei ei, trebuie să recunoaștem noi în calitate de îndrumători, să spun așa. Încercăm să le insuflăm dragostea pentru cântec, să-i ajutăm, să le alegem un repertoriu, să-i spunem cum trebuie să se prezinte, cum trebuie să cânte și să-și păstreze tot ce are mai frumos din vatra satului de acolo de unde vine, dar cei care sprijină foarte mult, în primul rând este familia, părinții care au susținut enorm de mult, fiindcă știți și dumneavoastră pe acest drum al cântecului cât de greu se poate pătrunde și să fii drept și să poți face față tuturor cerințelor. Încă știm foarte bine ce înseamnă o linie melodică, așa un text, este un aranjament orchestral, o orchestră, drumuri la București. Deci familia a cheltuit enorm de mult cu ea și iată că n-a fost în zadar. Mihaela a fost un copil cu minte, un copil bun, un copil care s-a dăruit cântecului, pot spune, și s-a dăruit actului artistic și iată că astăzi sunt merite frumoase și asta datorită familiei, datorită ei și bineînțeles și noi cei din spate care încercăm să ajutăm pe toți cei care ne cer sprijinul și ajutorul. Așa și este. Sunt foarte mulți copii, câțiva dintre ei pe care eu i-am ajutat și sunt mândru, iată că sunt și astăzi alături de Mihaela, este și profesoară, vă dați seama asta ce mult a evoluat Mihaela. Ce sentimente vă încearcă știindu-i micuț și iată astăzi profesoară? Mihaela face parte din generația de copii pe care eu i-am pregătit. Andreea Chiseliță a fost prima mea elevă, Alexandra Ungurean, Mădălina Lupu Popei este și ea și va fi în emisiune și mă bucur cu drag să aflu astăzi până să intrăm în emisie, că și Mădălina este profesoară și este așa o mulțumire sufletească și pentru mine că am lucrat absolut cu copii buni. Alexandru Sahlean, Andrei Iftimie, Diana Alexa, Teodora Buculei, sunt copii pe care eu i-am pregătit și iată că toți au ajuns la o maturitate frumoasă, spun eu, și cred și sper că și în continuare vor merge mai departe așa cum au pornit pe drumul cântecului. Până la urmă, acele semințe bune pe care dumneavoastră le-ați așezat în inimioarele lor s-au dezvoltat iartă, s-au transformat atât de frumos și vă face să fiți mândri de ei. Mândri că îți dai seama, te duci undeva și spune, uite, au fost elevul meu sau au fost copilul pe care l-am ajutat sau te bucur de orice realizare, ca și pentru copiii mei, eu mă bucur pentru ei. Absolut. Și încerc să iau în colaborare cu noi. Mădălina mai greu o prinde pe ea, fiindcă ea este foarte ocupată, dar am încercat să iau în colaborare și cu ansamblul Ciprian Porumbescu și iată, fac o paranteză în cadrul emisiunii de astăzi, Andreea Chiseliță, am preluat-o de la grădiniță și a ajuns să fie angajată ansamblul Ciprian Porumbescu. Este o realizare este frumoasă. Chiar dacă ea acum s-a retras un pic, fiindcă a ales acea carieră spre magistratură și acolo i s-au pus aceste condiții să nu mai cânte o perioadă, dar a crescut frumos și sunt copii buni. Uite, Alexandru Sahlean, care iată este la noi, la Unitatea Militară din Suceava, la ISU, un băiat extraordinar de
bine pregătit și a crescut frumos într-o familie frumoasă, așa cum spuneam, și de Mădălina și de Andrei Iftimie și de Diana Alexa, Teodora Buculei, copii buni, copii care și părinții totuși au fost alături de ei și au susținut. Fiindcă am mai avut câțiva copii, dar întotdeauna când părinții au venit la mine și au întrebat ce spuneți despre copilul nostru, le-am spus, totul ține și de dumneavoastră și de el. Absolut. Eu ca îndrumător, ca mentor pentru el, pot să-l ajut, dar nu pot să spun cu certitudine că va fi o vedetă sau copilul dumneavoastră va îndrăgi să meargă mai departe pe drum. Am avut 2-3 copii care au mers până la un punct de și după aia s-au retras. Da. De aceea le-am spus părinților întotdeauna, eu îi ajut, dar nu vă garantez că o să ajungă vedete. Depinde de copil ce va hotărâi mai târziu. Bine că ei își doresc foarte repede să se întâmple totul. Deci, da, nu au răbdare repede pe scenă, exact, să fie la televizor, să fie în spectacole. Vedete într-un timp foarte scurt. Dar un drum pornit mai ușor și mai încet e cu siguranță sigur pe viitor. Și cum ați spus, să țină absolut cont de ceea ce le spuneți, pentru că nu la mulți convine ceea ce spui. Să țină cont de ținută, de prezență, de... Și știți cum? De multe ori și părinții trebuie să aibă un pic de răbdare. De multe ori părinții vor mai mult decât copilul, vor să-i vadă. Nu e ușor, dumneavoastră lucrați cu copii, sunteți cadru așa didactic este. Și este greu până îi modelezi, până îi formezi, până îi... Se spune că întâi ți-aduci părinții și apoi copiii. Exact. Cu copii este mai ușor, că aici spune doamna elege. Dar dacă părinții nu vor, degeaba. Da. Trebuie să-i aduci întâi un pic spiritul părintelui și apoi să treci la copii. Frumos, însă iată că noi ca și profesori avem, adunăm bucurii de pe urma lor, dacă acum ascultă. Acum și ea ce înseamnă, exact, fiind cadru didactic. Vreau să vă mărturisesc că ieri vorbind cu Mihaela despre emisiunea de astăzi, îmi zicea, nu mi-a răspuns domnul Sorin Filip și atât de mult îmi doresc să vină în emisiune, pentru că el a fost cel mai important om din cariera mea. Deci... Să știți că întotdeauna când promit, mă țin de cuvânt, dar ori nu știu dacă nu mă țin de cuvânt, nu pot să ajung, intervine ceva, dar în general eu încerc să mă țin de cuvânt. Eu aș vrea să vă rog ca astăzi, la ceas aniversar pentru Mihaela, să vă smulgem din nou câteva sfaturi pentru ea. A ajuns într-un punct, ok, dar și acum ea încă are nevoie de sfaturi, pentru că învățăm cât trăim, nu? Sfatul meu pentru ea este că trebuie să meargă înainte așa cum a pornit. Să fie conștiincioasă, mai are de învățat, că și eu la vârsta mea mai am de învățat, să nu credeți că dacă Sorin Filip a ajuns la 40 de ani, de acum știe totul. Nu, mai am și eu foarte multe de învățat. Întotdeauna, până murim, cum este vorba aceea, învățăm. Dar ea a pornit frumos, a crescut frumos și cu siguranță va merge frumos pe drumul cântecului. Să nu facă rabat de la folclor, să nu facă rabat de la costumul tradițional. Ținuta trebuie să fie ținută și eu țin foarte mult la chestiile astea. Un artist când iese pe scenă trebuie să fie impecabil din toate punctele de vedere. Atât în primul rând repertoriu, respectul față de public, respectul față de costumul național și în general copiii pe care eu i-am îndrumat le-am cerut dintotdeauna așa să fie. Mă bucur tare mult și se vede. Mihaela, da. Tu ce ai apreciat la interpretul, la omul Sorin Filip? Pot spune că performanța, în primul rând, și răbdarea de care a fost mereu alături de noi, din generația în care noi am fost, și vreau să spun că dacă domnul Sorin Filip nu avea răbdare, nu îmi dădea sfaturile corecte, nu aș fi ajuns aici. Pentru că atât de mult contează un sfat bun. Chiar și dacă noi greșeam, nu ne certa. Ne spunea, nu așa, așa este bine. Și pentru noi a contat asta foarte mult. Cum să nu? Și sunt recunoscătoare toată viața. Vă mulțumesc din suflet. Și trebuie să mai facem o paranteză. Acești copii pe care eu am pregătit, ei s-au format și au crescut în cadrul emisiunii Pași prin Bucovina. Aici și-au făcut debutul artistic. Cred că toți cei pe care i-am pregătit, după care au mers și la televiziunile naționale. Și încă o paranteză mai fac... Am spus și în cadrul interviului, foarte mult mama ei a fost alături de ea și tatăl a venit, dar mama ei, săraca, venea permanent, o aducea cu mașina la Suceava, la repetiții, se ocupa de ea, o mamă extraordinară, vă dați seama să vii de la Stulpican, unde-i Stulpican, unde-i Suceava și să vii pentru o oră, două de repetiții și iar să pleci înapoi, sacrificiile unui părinte și vreau să-i felicit familia, niște oameni extraordinari. Cu adevărat, așa este și iată că astăzi se bucură de tine, nu doar părinții, ci și profesorii și prietenii, pentru că te sărbătorim și pentru că este ziua ei, domnule Sorin Filip, vreau să vă rog să-i adresați un gând bun, o urare, pentru că o sărbătorim, împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Gândurile mele sunt de bine, să fie sănătoasă, în primul rând, să meargă
pe drumul vieții, acum vorbim despre viață, așa cum i-au sădit părinții ei dragostea și cei 7 ani de acasă a ei, fiindcă sunt foarte bine pregătiți cei 7 ani de acasă. Și viața este și parșivă și frumoasă, dar întotdeauna să fie o luptătoare, să fie o luptătoare, fiindcă acolo de sus cineva are grijă și de noi și chiar dacă trebuie să mai întâmpinăm și niște obstacole, dar trebuie de mers înainte, fiindcă viața este o luptă. Vă mulțumesc din suflet pentru toate cuvintele frumoase. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat și ați reușit să veniți. Știu că aveți un program foarte încărcat, dar v-ați făcut timp pentru Mihaela și tot timpul vă faceți timp pentru Pași prin Bucovina, pentru că rămâne emisiunea dumneavoastră de suflet. Da, așa este. De aceea vreau să adresați un gând bun și telespectatorilor care astăzi se uită la noi. Mă gândeam pe drum când veneam să realizăm emisiunea asta, dacă în arhiva Pași prin Bucovina se mai găsesc primele filmări și cu siguranță sunt primele noastre filmări la Hanul Domnesc, când am preluat eu emisiunea și Andrei se uită la noi, Andrei Leșan în spate, numai el trebuie să aibă în arhiva emisiunii Pași prin Bucovina aceste filmări, filmări frumoase, cu emoții, erau mici câțiva dintre ei atunci și să mulțumesc familiei Leșan pentru toată dragostea și încrederea pe care mi-au acordat-o atâta timp cât am fost aici alături de ei și în cadrul acestei emisiuni și eu zic că am realizat și noi lucruri frumoase și nu pot să spun că nu urmăresc emisiunea și văd că în continuare sunt emisiuni frumoase, au crescut mult mai bine așezate, pot să spun. Atunci eram și cu ansamblu și trebuia să mă împart în două. Acum dumneavoastră poate aveți mult mai mult timp să vă dedicați echipei cu și celor dragi, greu, dar drag, aici sunt lucruri frumoase și mă bucur din suflet pentru emisiunea Pași prin Bucovina. Eu mă uit cu drag, se uită doamna Mihaela la dumneavoastră, ca la feciorul cel mai mare, cât de frumos au crescut și cât de mândră de dumneavoastră. Și mereu v-am mărturisit lucrul acesta că vă iubește tare mult. Întreaga și echipă. Și eu respect familia Leșan și de aceea vin copil. Cu drag. Când pot, vin, mai spun doamna Leșan mă sună, nu răspundeți, nu? Dar și răspund, trebuie să mai recunosc pe post, așa că așa se întâmplă, mă sună, găsesc câte 3-4 apeluri, după care sun și eu după vreo lună. Dar realizăm lucruri frumoase și s-au realizat lucruri frumoase și se realizează în continuare. Doamne ajută la cât mai multe emisiuni frumoase. Să fim sănătoși, să ne revedem numai la momente de bucurie, să fim feriți de alte clipe triste, pentru că avem cu ce ne mândri, cu elevii aceștia frumoși, cu cântecele noastre frumoase, cu portul popular și, bineînțeles, în momentele următoare îl ascultăm pe unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai Bucovinei, Sorin Filip. Din Bucovina, tam de re de re de re de ra ra. Hai în hor și dați mâna, tam de re de re de re de ra. De pe crest din obșinioare, tam de re de re de re de ra ra. Să jucăm că-i sărbătoare, tam de re de re de re de ra. Hai la noi în Bucovina, tam de re de re de re de ra ra. Unde raiul cu gradina, tam de re de re de re de ra. Manastiri cu sate mândre, tam de re de re de re de ra ra. Și Bucovinen de frunte, tam de re de re de re de ra. Hârtiți horoc cu sate, gospodar, flăcăi și fete, mă! Gospodar din Bucovina, tam de re de re de re de ra ra. Giucați ora Batovina, tam de re de re de re de ra. Și ni vini să ni vadă, tam de re de re de re de ra ra. Focul dorului să-l ardă, tam de re de re de re de ra. Hai la noi în Bucovina, tam de re de re de re de ra ra. Unde raiul cu gradina, tam de re de re de re de ra. Manastire cu sate mândre, tam de re de re de re de ra ra. Și Bucovinen de frunte, tam de re de re de re de ra. Și ne pleacă să nu uite că suntem de un neam și-o frunte, mă!
Bucovina, tandere de re de re de ra ra. Hai la cor și dați mâna, tandere de re de re de ra. Saltați-o și-o strângeți roată, tandere de re de re de ra ra. Că ne ține la oalaltă, tandere de re de re de ra. Hai la noi în Bucovina, tandere de re de re de ra ra. Unde-i raiul cu gradina, tam de re de re de re de ră. Manastiri cu sate mândre, tam de re de re de re de ră. Și Bucovinen de frunte, tam de re de re de re de ră. Sus, la stâng bușum răsună și-n sati o rostră bună, bă! Bă, de toacă-n sărbători trec la joc fetifișori, Bucovina-i ploi cu flori. Și mult cu pasul tii și sărit, măi și iară măi. Cine știe a jucat țărănească la podea, să se prindă alăturea, măi și iară măi. Țărănească-i joc fălos și nu-i altul mai frumos, de la negri lăsa-n jos, măi și iară măi. Că și eu l-am învățat de la gospoda prin sat, jocul din bătrân lăsat, măi și iară măi. Hăi, hăi, ușure cu roata mari, pipcișoarii. Și aveți grijă la învârtit, că mă tem din prăvăliți. Zii, mă! Hăi, hăi, voi fișori dacă nu știți, țărănească să porniți, la joc nu vă înghesuiți, măi și iară măi. Stați colea și vă uitați, și la joc nu vă bagați, roata mare s-o strecați, măi și iară măi. Țărănească-i joc pălos și nu-i altul mai frumos, la negri lăsă-n jos, măi și iară măi. Când și eu l-am învățat de la gospodar din sat, jocul din bătrân lăsat, măi și iară măi. Hăi, hăi, ui, 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 că dragul mii, roata Maria învârtit și l-a chiuit cu foc, cu mâini potrivit la joc. Și una țărănească aș juca în tată duminica, măi și iară măi. Nu mi-e drag la măturat, nici la când i-a adunat, cum mi-e drag la joc în sat, măi și iară măi. Țărănească-i joc fălos și nu-i altul mai frumos, la negri lăsă-n jos, măi și iară măi. Și eu l-am învățat de la gospod la din sat, jocul din bătrân lăsat, măi și iară măi. Și pe bătuti n-au învârte ori și șinii, tu măcar știi bine, ia ca așa, 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 măi. Veră din tricalini, uite așa mă știi ori șinii, la joc nu mă întreși nimeni, măi și iară măi. Jocul dragă-n este eu la ore de povesti, printre fete și nevesti, măi și iară măi. Eu la joc îți prietinioară, măi badiță, badișor, tă-ți flăcăie mă-ncojoară, măi badiță măi. Dar eu la joc îți prietinioară, măi badiță, badișor, tă-ți flăcăie mă-ncojoară, măi badiță măi. Sușă, biancă, da sisteață, veselă, șoșu, gubață. Badea mă ochiește și spre mine se pornește, dar și altul mă țărește, măi și iară măi. Și eu ia înainte și din mână în joc mă prindi, badea în obraz s-a prindi, măi și iară măi. Badi nu purta mânie, măi badiță, badișor, alte jocuri o să vie, măi badiță măi. Și badi nu purta mânie, măi badiță, badișor, alte jocuri o să vie. Sușă, veancă, da sisteață, uți placă. Badea țăbovește de departe, mă
dobândești și cu șo dăm bani ești mă și ia rămâi. Badi auzi bine de mi fașii de rușini, nu mai joc în vești cu tine, măi badiță măi. Nici o fată nu se uită, măi badiță, badișor, la placă cu șo de multă, măi badiță măi. Nici o fată nu se uită, măi badiță, badișor, la placă cu șo de multă, măi badiță măi. Soșe vea când asistiață, și când dragoste îți scoață. Ia ca odat sfântul i-a venit, lupa de-a rândul și ciucă mâncând pământul, măi și iară măi. Saltă padea tare, bucuros, nevoie mari, că frumoasă mândră are, măi și iară măi. Și ni vedea morșini, măi badiță, badișor, badi cât mi stă de ghine, măi badiță măi. Și ni vedea morșini, măi badiță, badișor, badi cât mi stă de ghine, măi badiță măi. Soșe veancă d-asisteață, și-o dau gura cu dulceață. Soșe veancă-ți mă vedeți, numai nu mă viocheți, ei mă vede dinainte, nici de ochi nu se prinde. De sub munte mai mari mândră horă să aude ram da ram da ram da ram da ram coi înșită-ți gospodare mai mari ca să joace hora mare ram da ram da ram da ram da ram i-auzi cum mai sună glas voios din strună lumii multe s-a adună. Să o alungă mai mari. Să joc
frate, tu dispar, soră de frate, tată, mamă de copii, uf, că mare poți să știi. Tu dispar, soră de frate, tată, mamă de copii, uf, că mare poți să știi. Bată-te, străina, tati, că de tine am avut parte. Tu dispar, soră de frate, tată, mamă de copii, uf, că mare poți să știi. Distraină și sunt frate, nici focul vate nu-mi ardi. Tu dispar, soră de frate, tată, mamă de copii, uf, că mare poți să știi. Tu dispar, soră de frate, tată, mamă de copii, uf, că mare poți să știi. Omul ești muritor și pe pământ trecător, strângi pe cei dragi aproape, când așa n-o să mai poate. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani. La mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc tuturor și este o surpriză foarte emoționantă pentru mine. Vă iubesc și vă mulțumesc că îmi sunteți alături astăzi. Dragă Mihaela, ce îți poți dori? Ia uite să ai alături patru dintre prietenii tale foarte dragi și bineînțeles puișorii tăi, elevii, pe care tu îi coordonezi. Mihaela, toată lumea vrea să-ți ureze, bineînțeles, la mulți ani, dar în mod special acești puișori frumoși, vreau să-mi spună numele fiecare. Cum te numești? Eu mă numesc Flocea Alexandra Vasilica. Așa, cum e doamna? E bună sau rea? Este foarte bună și ne ajută la orice. Așa, și vrei să-i mulțumești și să-i spui astăzi? Ce-i spui astăzi? Vreau să-i spun la mulți ani fericiți, să aibă parte numai de bucurii și împlinirea tuturor visurilor. Ce frumos! Bravo! Tu, cum te numești? Eu mă numesc Marco Patricia Ștefania.
Și îi urez doamnei profesoare multă sănătate, la mulți ani și fericire. Așa să dea Dumnezeu. Tu cum te numești? Eu mă numesc Rebecca și... Ce îi urez doamnei? La mulți ani. La mulți ani și o viață frumoasă cu cer senin ca ochii tăi așa de frumoși, nu? Așa da. Să-i fie viața. Doamne ajută! Tu ce-i dorești? Mă numesc Popescu Luiza Georgiana. Așa. Și doresc o zi frumoasă, la fel ca dumnea ei. Așa. Să fie fericită și să-și petreacă această zi minunată alături de cei dragi. Deja o petrece, ia uite că e înconjurată. Bravo, tu cum te numești? Sofia. Sofia, tu ești soră cu ea? Sunteți surori voi două frumușelele? Da. Da? Ce-i dorești, domnișoarei profesoare? Îi spui la mulți ani? De ziua ei, da? Și să fie sănătoasă. Să vă ajute în continuare, nu? Da. Foarte bine. Hai, veniți și voi un pic mai în față. Cum te numești? Pe mine mă cheamă Schiuleache Caterina Maria. Și ești soră cu? Schiuleache Mihai Stien. Așa. Și voi îi doriți, domnișoare profesoare, ce îi doriți? Îi dorim la mulți ani, sănătate și bucurii și de toate ce îți dorește. Și tu îi dorești altceva sau tot așa? La mulți ani, cu multă sănătate și cu multe bucurii și să vi se împlinească tot ce doriți. Ce putem să dorim altceva, nu? Decât să fie sănătoasă și fericită și să aibă grijă de așa copii frumoși. Ce le spui, Mihaela? Le mulțumesc din suflet pentru toate urările frumoase și le mulțumesc chiar, nu în ultimul rând, că mă ascultă și facem proiecte frumoase. Mulțumesc și părinților pentru susținere, prietenelor mele. Și le doresc mult succes în continuare. Vreau să le ascultăm și pe ele cu câte o urare. Diana? Vreau să-ți urez un călduros la mulți ani, multă sănătate și toate visele să-ți se împlinească. Mulțumesc, ea este și cu mătra mea. Deci așa, deci vă leagă mai multe lucruri. Un gând bun și cele mai sincere urări de sănătate și fericire la mulți ani. Mulțumesc. Draga mea, noi ne știm de când eram micuțe și mă bucur din tot sufletul că prietenia noastră a durat și în prezent suntem la fel de apropiate. Să-ți dea bunul Dumnezeu multă, multă sănătate și putere de muncă, să poți să-ți urmezi tot ce ți-ai propus, să fii fericită și să ne găsească bunul Dumnezeu așa și peste 20-30 de ani. Ce frumos! Așa să vă ajute Dumnezeu! Draga mea prietenă, îți mulțumesc în primul rând pentru invitație și mă bucur să fiu alături de tine la acest aniversar. Îți doresc să ai o viață frumoasă, să fii sănătoasă și să ai realizări pe toate planurile și îți mulțumesc că avem atâtea amintiri frumoase împreună. Vă mulțumesc tare mult, așa este, Teodora și Mădălina sunt prietenele mele din copilărie, pot să spun, mergeam împreună la emisiuni, la filmări, la concursuri, la București, pe tren, vai, obosite, mititele, da, așa este și chiar îmi amintesc cu drag de acele momente care contează în viață și îți amintești cu drag de ele. Ce poate fi mai frumos? Iată, trecutul, copilăria, prezentul și viitorul, tot ei sunt, nu? Și bineînțeles și tu alături de ei. Să-mi ierti pacatilii, tiri, 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 lai, lai, la, să pot.
cu șiniței drag, tiri-tiri-tiri-la. Moi închina la icoane, tiri-tiri-tiri-lai-lai-la. Și moi ține de canoane, tiri-tiri-tiri-la. Șepti tot mi-or trebuie, tiri-tiri-tiri-lai-lai-la. Să le spun păcatele, tiri-tiri-tiri-la. Nu-s păcate mănânțele, ei-s multe și tare grele, măi. Moi posti și moi ruga, tiri-tiri-tiri-la. Seară minunată aici la Codri Bucovinei, draga noastră Mihaela. Am mâncat tort, am ciocnit un pahar cu vin, am primit flori frumoase, am întâmpinat oaspeți aleși și iată-ne acum am rămas noi două să ne luăm rămas bun de la dragii noștri telespectatori. Așadar, ce să vă spunem noi? Rămâneți cu bine, cu sănătate, bucurați-vă de momentele acestea frumoase, așa cum și noi ne bucurăm și la mulți ani încă o dată, draga noastră Mihaela. Vă mulțumesc din suflet și o seară frumoasă tuturor. Rămâneți cu bine!